Salutare băi, sunt Caz, bine v-am regăsit la un nou mega episod de Forza Horizon 5 cu o mega rampă, vom face o mega săritură, pe acolo am urcat în episodul trecut, pentru cei ce n-au văzut episodul puteți să vă uitați chiar acum, deci e o mega rampă de urcare și o mega rampă de coborâre, vom face cea mai lungă săritură, cred că din Forza Horizon 5, să vedem ce o să iasă, deci, bam, de ce mai aici, ok, și să vedem cât sărim. Să vedem unde ajungem. Îi dăm înapoi. Și acum i-am dat din tastatură ușor, ușor. Și acum accelerăm ușor, ușor. Ok. Băieții, stați așa. 2 secundele, vă rog. Stați așa. Pare rău dacă s-a auzit Forza-ul prea încet episodul trecut. Chiar îmi pare rău. N-am băgat de seama acest lucru. Dar acum ia să vedem. Și bam, 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 bam. Ia. Și Mamă, când ne ducem. Ia să dau eu un rewind. Vreau să dau un rewind și vreau să fac ceva. Vreau să modific puțin. Să vedem dacă putem să prindem o viteză mai mare. Ok. Vreau să dăm din spate, să luăm viteză din spate de tot. Mamă, dar și asta e foarte lungă dacă o vine a crede, adică... Ok. Dăm înapoi. Dai, ușor, ușor, ușor. Îmi pare rău că s-a auzit episodul trecut încet, chiar îmi pare rău, acum am observat chestia asta. Bine, m-am auzit bine cel mai probabil, dar s-a auzit... S-a auzit foarte încet jocul. Dar sper să fie ok și... Și... Dai... Dai mă, dai. Bun. 300. Aia vreau. Nu știu cât ne duce mâncația, să vezi, două. Și acum dăm blană. What the fuck. Ce știu. Deci cât sărim? Cât sărim? What? What the fuck, boys. Deci că ăsta a fost un mega stand. Vă dați seama că ca să urcăm iară sus Trebuie să o luăm. Hai să vă arăt cum... Pentru ce n-am văzut episodul trecut, să vă arăt cum am urcat sus acolo. Deci e o mega mega rampă și de urcare și de coborâre. Mă gândeam prima oară să fac și pe asta de coborâre până jos, dar n-avea niciun sens. Adică dacă o făceam până jos, opa, așa, nu era niciun sens. Adică nu-i vedeam sensul să fac până jos, înțelegeți? Gen, cum să vă zic eu, o face, uite, știu cum face volanul ăsta uneori. Cine e, bă? Bă! N-ai, mă, cum? Ia stai să umbl eu, dar n-am cum să umbl la setări acum, n-are nimic. Cred că de la steering sensitivity acolo ar fi trebuit să-l dau mai încet. O, acum o să... O să mergem unde avem rampa. Știu că uit-o în față, da. Știu că e foarte lungă, de câte puteți vedea, adică foarte, foarte, foarte lungă. Uitați ce voi. Cred că o să o salvez. O să o salvez și cred că o să-i dau o denumire. Ușor. Uite, știu cât am mers. Deci rampa asta are 3 km ceva. Uitați ce voi. Oh, nu. You must revive your journey așa. Are you... No. Ok, stai așa, am pus frână ușor. Uitați, ca să urcăm sus, boys. Deci, ca să urcăm sus, trebuie să urcăm pe aici așa. Să-i dăm... Bine, hai să încercăm să vedem dacă putem să urcăm așa. N-ai nicio șansă să urci așa. Sau? N-ai nicio șansă să urci așa. Deci nici cea mai mică șansă, boys. Nici mai mică. Oricum! Îi dăm un revalidate challenge. Ok, îi dăm un revalidate challenge, boys. Și o să rămână rampa aici, eu o să iau pe lângă și o să o salvez, o să vă arăt acum, o să o salvez. O să iau pe lângă. Chiar dacă o să iau pe lângă, voi o să puteți să urcați sus și să vă faceți de cap. Da. Foarte
Foarte ok Forza Horizon 5 cu volanul. Mai ales cu G923. Nu zic, cu celelalte volane chiar super mișto, că pentru că n-au bug-uri. Dar cu G923 de la Logitech încă sunt bug-uri. Până acum, la începutul jocului te lăsa să te conectezi, acum te lasă, dar n-ai niciun pack de force feedback, nimic. Dar acum cu emulatorul ăsta ai force feedback, dar e foarte prost, adică cum ai dau, nu e bine nici acum. Ne dăm pe aici tare. Ia să trecem pe partea asta ușor. O să trecem aici în curbă dacă e. Nu mai... Mamă! L-am pus cam departe ce-i drept, dar o să-l vezi acum și o să pun... Ok, dă-i cu spatele, dă-i cu spatele, dă-i cu spatele. Și-i dăm tare pe aici. Da, băi, o salvăm acum harta. Pentru cei ce vor să se joace, o să o găsiți pe... Forza 7, parcă? Ceva de genul? Nu Forza 7, mă refer ca și eu, ci... Hero 7, nu știu cum se numește, Chapter 7, ceva de genul. O să vedeți acum, o să vă arăt imediat. Dar oricum, Lamborghini-ul ăsta se controlează bine rău de tot. Uitați, eu îl țin bine, dar... Cum iau puțin, cum fuge ea singur. Dar dacă îl țin foarte strâns în mână, uitați. Aici nebun, nu mai știu să-mi cadă semnul ăsta. Guanajuato, Mulegi. Mergem la asta, la destination. Avem acolo rampa, tot ce trebuie. Sincer, l-am pus cam departe, n-am ce să zic. Nu trebuie. M-am gândit că dacă îl pun prea aproape, n-am știut cât de sus urcă rampa. Dar bine, 8 km, nu mi-am dat seama că sunt 8 km. Dar am pus gen destul de aproape de cercul acela, de raza aceea de acțiune, dacă știți despre ce vorbesc. Oricum, acum o să ajungem. Ca ți-a sufletul tău. Ușor, 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 ușor. Cam pe aici, așa. Deci drept chiar mai ne-am dus cam departe, dar n-are nimic, aia e. Practic nu o să vă încurca, nu o să dați în greșeală cei cu ei să se închidă cursa. Bun. Time set. Ok, continuem. Set route. Biggest ramp for the horizon. For the biggest ramp. Kazi, biggest ramp Kazi. Publish. Așa. Ok. Publish challenge card. Yes, ia să vedem. Deci am postat asta, băieți, deci dacă vreți să-l găsiți biggest ramp, vă duceți. Sau mă dăgați la prieten Kazi că zic că în momentan n-am niciun prieten pe asta. In the Lambo is under 2 minutes. Bă, oare pot să mai editez? Sper să o editez. Sper să pot să o editez. Ia să vedem. Ce facem, mă? Deci nu poate fi salvată, boys. Deci nu poate fi salvată cu... Cu asta, cum îi spune... Cu rampa. Deci, practic, poți să le faci doar pentru tine, să înțeleg? Ciudat. Oricum, boys, nu... Stai să mai uitate, stai. Creative Hub. Mai Creative Hub. Ia să dăm NXT de aici. Uite, event. Ok. Chiar sunt curios. Dacă altcineva a putut să-l salveze. Asta vreau să văd măcar. Dacă altcineva a putut să-l salveze. O să trebuiască să luăm un SSD pentru că jocul se încarcă foarte greu pe hard disk. Am două hard disk-uri de 1 tera și un SSD, dar pe SSD am foarte puține chestii. Dar o să trebuiască să ne luăm un hard disk, un SSD de 1 tera și o să-l punem și pe acela și o să renunțăm la SSD-ul nostru, care mi se pare că este destul de micuț. Dar vreau să fac ceva. Festival playlist. Ok. Vreau să fac punctele, să le iau pe astea pentru că sincer, se și merită foarte mult pentru că sunt 180, costă din... Practic la 180 le iau pe amândouă și gen scutesc undeva la... Nu știu, o grămadă bani. Chiar vreau să văd, este așa. Avem aici 22 de asta, ceea ce e super bine. Creative Hub. My Creative Hub. Blueprint Events. What the fuck? The Forza, aha. Challenge cards. Storm in a truck, yeah, best of the month. Set route, get all the design for Puma, așa.
Time is perfect, așa. Nu. Deci, practic, cele cu rampa nu merg, boys. Deci, chiar nu merg. Vine să caut... Search, enter text, ramp. Catch ramp, ramp skill point glitch. Chiar vă sunt curios dacă practic ei s-au, din lor li s-a salvat harta. Și nu înțeleg mie de ce nu mi s-a salvat. O să încerc să fac iarăși dacă văd că o să vadă cineva episodul ăsta, gen, o să fie o susținere la relativ ok la episoadele anterioare cu Nampa. O să fac iarăși și o să o găsiți cu The biggest ramp ever. Da. Ce-i drept mi-a durat ceva să fac, undeva la 2 ore aproape cu totul. Chiar dacă episoadele n-au avut foarte mult. Da, dar nu am mașina asta, mi-o dă el? McLaren-ul ăsta? Da, lui s-a salvat. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Oare că n-am sărit pe... Sau oare că au fost prea multe? Dar n-am idee, boys. Chiar n-am nicio idee. Oricum, o să punem capăt aici episodului. Dăm chestia aici. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Și chiar dacă v-a plăcut această idee, sper că n-am mai postat-o nimeni. Adică nu sper că n-am mai postat-o nimeni. Eu zic că sunt singurul care a postat-o în momentul de față. Și primul din România. Așa zic eu. Deci nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Să știți că am făcut așa din gură.